Salut! Ți-au trecut prin minte gânduri de care te-ai speriat. Nu-ți vine a crede că în mintea ta pot veni astfel de gânduri și nu înțelegi de unde au venit ele. Pentru că tu nu ești un om care să fie alimentat astfel de gânduri. Nu înțelegi cine le-a alimentat. Ți este rușine să spui altora despre gândurile tale. Și crezi că dacă vor afla cineva, dacă te vei scăpa cumva să vorbești prin somn de gândurile tale, atunci nu va mai vrea nimeni să te știe, să te cunoască, vor fugi oamenii de tine. Dacă ai avut astfel de gânduri, atunci vreau să te rog să pui pe pauză puțin acum acest video și să-ți amintești ce este, ce se întâmplă, ce a fost așa, care e ultima situație care a fost. Apoi, dacă deja ți-ai făcut analiza asta personală, apropo, analiza asta personală o să-ți ajute apoi mai târziu la aplicarea care vreau să ți-o dau la urmă, pentru că vreau să te ajut să te eliberezi. Ascultați întrebarea care am primit-o de la un tânăr. Sunt un adolescent, nu, sunt un tânăr, și am ales să fiu ucenicul lui Hristos. Îmi vin gânduri de homosexualitate de multe luni de zile, dar acum tot le-am mai mult. Satan tot îmi bagă în minte că păcatul acesta nu este păcat, dar eu nu înțeleg de ce asta, fiindcă eu nici de cum nu vreau astfel de lucruri. Mi-e frică. Poate l-am lăsat în mintea mea și de aceea tot îmi vin. Mereu când mă uit undeva, îmi vin gânduri de acestea. Eu nu știu ce să mai fac. Eu n-am avut niciodată astfel de gânduri, mi-e scârbă de ele și îmi vin și gânduri de sinucidere. Domnule pastor, mai gândesc și că pot să fie gândurile acestea din pricina că m-am depărtat de Dumnezeu. Eu chiar nu știu ce să mai fac. Ce pot să fac? În ultima vreme când îmi vin gânduri cu fete, îmi vin gânduri de acestea scârboase, eu nu știu ce să mai fac. Aceste gânduri nu le-am avut niciodată până la vârsta asta. Ele au apărut cam după ce m-am născut din nou. Și foarte urât cum satana tot îmi zice că nu-i păcat. Ca și cum eu aș vrea așa ceva. Eu nu vreau așa ceva. Gândurile astea sunt urâte. Eu doar vreau să scap de ele. Să nu mai vin. Eu sunt pastorul Vasile Filat de la Biserica Buna Vestire din Chișinău. Și pe acest canal eu răspund din Biblie la întrebările pe care le au creștinii, oamenii care au ales să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos din toată inima, cum este acest tânăr. Dar de asemenea aici pe acest canal eu răspund și la întrebările oamenilor care vor să afle mai mult despre învățătura aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos, care vor să înțeleagă învățătura aceasta și poate se gândesc să accepte, să primească învățătura aceasta și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos ca să fie mântuiți. Pentru că aceasta este învățătura, unica învățătură care duce în împărăția cerurilor. Nu există o altă cale. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin mine. Deci nu există o altă cale ca să ajungă cineva în împărăția cerurilor decât prin credință în Domnul Iisus Hristos și urmând învățătura Lui minunată, așa cum o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Acum eu vreau să răspund la întrebările acestui tânăr creștin. Și numai decât voi da un motiv, voi da un răspuns de ce îi vin gândurile, de unde îi vin gândurile acestea. Și apoi, numai decât îi voi spune cum să învingă, cum să birui aceste gânduri care i-au copleșit mintea. Bine, deci de unde vin aceste gânduri? În Evanghelia după Marcu, în capitolul 7, și apropo, este foarte bine ca să aveți Biblia, ori de câte ori deschideți, veniți pe canalul acesta să ascultați un video, vă rog să aveți Biblia cu dumneavoastră și să aveți un caietel și faceți-vă notițe, notați tot ceea ce vă spun, ce vă învăț de aici. Și tot așa vă sfătuiesc să faceți ori de câte ori ascultați un alt predicator și ascultați predicatori care dau învățătură sănătoasă din Sfintele Scripturi. Dacă cineva deviază de la învățătura aceasta și vorbește altfel decât este scris în Biblie, atunci nu mai urmați o astfel de învățătură, urmați învățătura sănătoasă Mântuitorului.
Deci, dacă v-ați luat Biblia, vă rog să deschideți Biblia cu mine la Marcu, capitolul 7. Și iată aici, în Marcu, capitolul 7, de la versetul 20, spune așa. El, adică Domnul Iisus, le-a mai zis. Ce iese din om? Aceia spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furteșagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Și ați văzut aici, când a spus lucrurile rele, a spus prea curviile, gândurile rele. Cum mai zis aici? Gândurile rele, ele ies din inima omului. Dar de unde s-au luat ele acolo? Iată la Proverbe, capitolul 4, versetul 23, zice așa. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima fiind mintea. Deci păzește-ți mintea mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Și dacă mintea nu este păzită, atunci din minte ies lucruri rele. Eu aș vrea să compar cumva mintea și cu sistemul digestiv. Nu știu cum. Să fac niște comparații așa ca să fie mai clar. Iată, sistemul nostru digestiv, corpul nostru, el are nevoie de mâncare și el cere ca să fie alimentat. Și atunci când noi îi dăm mâncare sănătoasă corpului, atunci corpul digeră mâncarea aceasta, o consumă și noi suntem sănătoși. Dacă nu ne hrănim de fel, atunci corpul numai decât va suferi. Dar dacă hrănim corpul, dăm corpului hrană rea, hrană de calitate rea, hrană infectată, hrană, atunci ne vom îmbolnăvi, ne îmbolnăvim și putem să murim sau putem să luăm anumite boli rele de care să ne afecteze totdeauna, care să ne strice calitatea vieții și iată, ține de mâncare. Ei, uite așa, mintea noastră, ea tot așa, ea consumă totdeauna. Ea consumă informații, ea primește informații, ea consumă, ea le macină informațiile acestea. Cineva a comparat-o cu o moară, ca la o moară la care totdeauna îi dai să macine ceva. Și iată ceea ce i-ai dat minții să macine, aceea ea macină. Și de multe ori, minții i-ai dat ceva, vezi că cu mâncarea, decât, acum am citit la știri, că o femeie, nu mai știu din ce oraș, din România, a încurcat, soțul a pus niște benzină sau nu știu ce ținea undeva și femeia, nu benzină, alt, nu mai știu ce, o substanță, dar el ținea într-o sticlă de suc. Și soția lui a încurcat, a luat sticla aceea crezând că este suc și a băut, a înghițit. Câteva înghițituri a luat și iată, femeia a murit. Dar în general, oamenii parcă, dacă au discernământ, oamenii nu iau lucruri, nu mănâncă lucruri care chiar deodată le-ar pricinui moartea pe loc. Ei pot să mănânce lucruri fără să-și dea seama că moartea va veni pe urmă și noi suntem tot atenționați. Nu mânca un lucru, nu mânca altul, că lucrurile astea afectează sănătatea pe parcursul vieții, dar greu, mai ales când omul e tânăr, el nu ia în serios. El e plin de sănătate și îi pare că ei, nu... N-au dreptate cei care îl avertizează. Cam așa crede. Însă în cele de urmă vede că nu-i bine. Deci pentru un corp sănătos trebuie să-i dai hrană sănătoasă, să-l hrănești sistematic, să-l hrănești bine cu hrană sănătoasă. Așa și pentru o minte sănătoasă, pentru, da, de minte ține starea noastră, fericirea noastră, bucuria noastră, relațiile noastre, toate astea țin de starea minții. Ei, pentru o minte sănătoasă trebuie să o alimentăm mintea cu lucruri sănătoase. Nu mai vedeți, cu mintea este mai greu decât cu hrana. Pentru că la hrană oamenii au mai mult discernământ, chiar și copiii au mai mult discernământ când este vorba de hrană, de băutură, decât atunci când este vorba de informații. Oamenii nu au discernământ și oamenii preiau orice informație. Iată, informația poate fi extrem de dăunătoare și ea din moment ce intră în minte, ea mai poate și rămâne acolo în minte, ea poate rămâne pentru o perioadă lungă, ea se poate măcina acolo timp de o perioadă lungă. Și, deci, mă întreb de unde s-au luat gândurile astea, că nu te-ai gândit niciodată. Posibil să fie alimentat gândurile acestea anterior, înainte de a fi creștin. Iată, acum cei mai mulți copii au telefoane mobile, au computere
Și asta înseamnă că ei au acces liber la pornografii. Și presupun că ai privit înainte. Posibil ai privit înainte ca să devii creștin, ai privit pornografii. Și iată faptul că ai privit pornografii, pornografiile astea, ele ți-au infectat mintea, au intrat acolo în minte. Imagini, printre pornografiile astea, posibil s-o fi strecurat și... S-o fi strecurat și imagini de astea cu homosexuali, ceva, și atunci, iată, lucrurile astea s-au strecurat în mintea ta. Poate involuntar. Sau poate ați avut niște bancuri, ai ascultat. Tot ascultând bancuri, ascultând niște discuții. Că noi credem bancurile nu au niciun impact. Nu, bancurile tot, bancurile rele au un impact asupra minții. Ele bat un cui în mintea omului. Sau discuții, ai participat la discuții undeva, unde oamenii discută și acum despre lucrurile astea discută mult. Iată, când eram noi copii, adolescenți, tineri, nu vorbea nimeni despre lucrurile acestea, despre practicile acestea despre care mi-ai scris, pur și simplu nu vorbea nimeni. Iată, acum și atunci nu aveai de unde, că nu știai, nu privea nimeni, nu știa, nu, era un lucru total necunoscut. Când am ajuns mari, au început să fie discuții de astea și am auzit și noi despre ele, dar nu știam. Însă, tot auzindu-le toate astea, undeva ele s-au strecurat în minte. Sau poate te-ai expus la influențe subtile și ți-au fost strecurate aceste gânduri, fără ca să vrei, nici n-ai vrut, dar ele au fost cumva, iată, prin reclame. Nu vezi acum reclamele deja, dar ce să mai vorbim, n-ați văzut acum? Orice film care îl fac, numai decât trebuie acolo să bage și ceva scene cu homosexualitate. Și atunci, privind un film, privind altul, privind a treilea, privind a patrulea, omul preia, lucrurile astea le preia. Ele își fac efectul lor asupra firii pământești a oamenilor, firii păcătoase, firii decăzute a oamenilor, ele își fac efectul lor. Și, vezi, nu... Biblia spune că păcat, toți suntem afectați de păcat. Omul este nespus de păcătos, toți suntem predispuși, foarte predispuși, suntem toți oamenii la păcat. Și atunci nu este de mirare că, iată, s-a întâmplat undeva, ai fost expus, ai fost expus poate involuntar, sau, iată, de exemplu, mi-am amintesc odată, când s-a început pandemia, trebuia să predau o lecție. Și tocmai când nu știam încă bine cum să folosesc toată securitatea asta de la Zoom, dar nici programul ăsta Zoom nu era încă securizat bine, și când aveam adunat un număr mare de oameni acolo, cât vreo 200-250 de oameni mă urmăream, predam o lecție și așa, brusc în mijlocul lecției, a intrat cineva și a pus imagini foarte porcoase. Bineînțeles, am oprit totul, dar am oprit imediat totul. Dar totuși, secundele, cele câteva secunde, eu cred că au afectat mințile cuiva. Pentru că cineva a vrut să facă rău și n-a fost intenționat, cineva n-a căutat, nimeni, cred eu, nimeni din cei care au intrat să asculte cursul meu, eu predam o lecțiune biblică, predam acolo, nimeni n-ar fi vrut să vadă așa ceva în veac, dar uite, ei au fost expuși și a fost împotriva voinților. Deci eu presupun că undeva ai fost expus, undeva ai văzut, au fost astfel de lucruri, însă nu doar atât. Iată, la 2 Corinteni, capitolul 10, scrie așa. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternici întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Atenție acum la versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Eu atrag atenția acum la izvodirile minții, fraza aceasta. În limba greacă este cuvântul logismos. Și logismos înseamnă calcul, raționament, înseamnă numai decât imaginație, gândire. Cu alte cuvinte, ceea ce macină mintea. Deci mintea a luat porțiuni, bucățele, le-a luat de undeva și mintea începe să macine. Și atunci te miri, dar de unde? Că eu n-am avut astfel de gânduri. Le-a luat de undeva, s-au luat gândurile astea, s-au pus acolo, s-au făcut niște sedimente, să zicem așa, în minte, de unde mintea păcătoasă le-a luat ca să le, firea păcătoasă le-a luat ca să le macine și să ridici în imaginația ta astfel de lucruri. Și iată aici, Pavel le vorbește creștinilor, la 2 Corinteni, capitolul 10, le vorbește creștinilor și el spune că noi răsturnăm izvădirile minții, deci în mintea creștinilor se ridică astfel de gânduri care sunt împotriva cunoștinței lui Hristos,
și împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și gândurile acestea trebuiesc răsturnate. Dar vorbim mai târziu despre ce, cum să birui aceste gânduri. Întrebarea ta este de unde au venit ele. Iată, eu ți-am spus deja trei motive. Ți-am spus, unul este lucrul la care te-ai expus poate voluntar, lucruri care au fost subtili și involuntar ai fost expus, nici nu ți-ai dat seama. Ei, încă alt lucru este că acum, de multe ori în școli, diferite campanii se fac unde nici nu-și dau seama copiii sunt naivi, nici nu-și dau seama adolescenții că ei sunt expuși la astfel, la lucruri rele și lucrurile astea rele sunt strecurate în mintea lor. Ca să nu mai vorbim deja și filme cu desene animate, n-ați văzut acum deja Disney face filme în care pune personaje de astea. Deci ideea aceasta a homosexualității este peste tot acum foarte mult promovată și căutați să fie strecurată în mințile copiilor. Deci să nu fie demerare că se întâmplă aceasta. Un ultim motiv pe care vreau să-l dau, de ce, de unde s-au luat gândurile acestea. Iată, acolo la Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 până la 18, ne este spus să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu și acolo spune să luăm și scutul credinței ca să putem ține piept săgeților arzătoare ale celui rău. Deci cel rău aruncă săgețile acestea arzătoare în noi și acestea sunt tocmai informații, acestea sunt la nivelul minții, lucrurile astea se întâmplă la nivelul minții și el găsește pe unde și cum să le arunce, caută să le arunce. Într-un alt loc în Scriptură spune că satana este ca un leu care dă târcoale și caută pe cine se înghită. Dă târcoale, răcnește și dă târcoale și caută pe cine se înghită. Și atunci leu este care dă târcoale, el caută unde e locul cel slab din mintea ta, unde e momentul cel tău de neveghere, pentru ca să arunce în mintea ta, să arunce gândurile acestea, care pe urmă mintea, avându-le mai multe, să înceapă să le facă, să izvodirile este, să prelucreze izvodirile astea ca să scoată astfel de gânduri în calea ta. Și atunci, primul lucru care vreau să ți-l spun acum este, ca să nu te îndoiești cumva de nașterea ta din nou sau de faptul că ești creștin, din pricina că ți-au venit aceste gânduri. Invers, trebuie să dai un semn de alarmă, să ridici alarma și să întreprinzi tot ceea ce trebuie pentru ca să răstorni, că aici îți spune răstoarnă izvodirile minții, trebuie să înveți cum să le răstorni și gândurile acestea să le faci roabe ascultării de Hristos. Deci orice gând trebuie să înveți să-l faci rob ascultării de Hristos. Deci cum să biruiești aceste gânduri? Primul lucru este să-ți păzești inima mai mult decât orice. Deci categoric nu te expune, pentru că acum, din moment ce gândurile acestea, ele din interior au început să te atace, s-ar putea întâmpla să te împingă cel rău ca să vrei să menții discuții, să întreții discuții cu cineva, să... eu știu, să vrei informații de asta, să te interesezi mai mult, să cauți, să înțelegi sub pretext că vrei să înțelegi de ce-ți vin ție astfel de gânduri și așa să ajungi deja prins în răul ăsta. Nu, asta nu vrei să se întâmple. Tocmai de aceea nu te expune, nici cum nu te expune la niciun fel de lucruri rele. Fii înțelept și nu lăsa lucrurile acestea subtile. Fii înțelept, caută să înțelegi deodată ce se strecoară, ce se încearcă să ți fie strecurație prin lucrurile care ți se spun, ți se aduc. Caută să ai înțelepciunea aceasta duhovnicească ca să deosebești. Să deosebești lucrurile. Alta este să nu te lupți cu arme pământești. Iată o armă pământească acum care... așa, la care oamenii apelează. Oamenii apelează la diferite metode de astea psihologice, la psihologi, la metode care sunt în afara Scripturii, în afara lui Dumnezeu, care n-au de-a face, n-au de-a face cu Dumnezeu, n-au de-a face cu Sfintele Scripturii. Nu-ți trebuiesc lucrurile acestea să le faci. Sau, de exemplu, vei vedea o sumedenie de cărți despre acelea, cum să îți controlezi mintea, sau unii apelează la meditația aceasta transcendentală sau știu eu câte alte lucruri. Nu, nici într-un caz nu ai nevoie de aceasta. Invers, trebuie să te lupți cu armele lui Dumnezeu, că așa spune acolo. Noi, zice, trebuie să ne luptăm cu armele care sunt întărite de Dumnezeu și cu armele acestea întărite de Dumnezeu vom fi în stare să răsturnăm izvodirile minții. Deci și tu vei fi în stare să răstorni izvodirile minții cu armele care sunt întărite de Dumnezeu. Și vei întreba care sunt armele acestea întărite de Dumnezeu. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
Asta e principalul, cel mai important lucru, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este acela care îți curăță mintea, îți zidește mintea. Dar numai aceasta se întâmplă atunci când știi să-l înțelegi, când știi să-l cercetezi, să-l studiezi. Faptul că citești mecanic Biblia de multe ori, ceva te ajută, foarte puțin, dar puțin te ajută dacă nu înțelegi. Nu te bizui pe o citire mecanică. Caută să citești, să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu în profunzime. Dă-ți toate silințele să-l înțelegi. Și apoi nu este suficient numai asta. Dacă îl înțelegi cuvântul, atunci trebuie numai decât să depui efortul să-l aplici cuvântul acesta, știi? În limba greacă, pentru cunoaștere, cuvântul care în limba română e tradus cunoaștere, în limba greacă sunt două cuvinte. Este gnosis și epignosis. Și gnosis înseamnă cunoștința fragmentară care acum, la moment, acum, exact, la moment, cunoștința aceasta fragmentară, o, prin participarea ta, tu o iai, iai bucata asta, dar necesită o participare a ta. Deci asta e studiu, când studiezi, iată să zicem, la studiu biblic inductiv, atunci când completezi manualul, când îți dai efortul să înțelegi bine, faci efortul să completezi manualul, să mergi la grupul de studiu biblic, să vii apoi la discuția aceea care o avem noi toți în grup. Iată, asta e tot ceea ce ține de gnosis. Gnosis înseamnă acumularea aceasta foarte activă din partea ta, acumularea informației acestea din cuvântul lui Dumnezeu. Dar după aceea, trebuie să treci la a doua etapă, care se numește epignosis. Și asta înseamnă toată informația aceasta să o pui în practică. Și dacă toată informația aceasta nu o pui în practică, atunci tot acel gnosis, toată acea cunoștință care ai luat-o la lecții și ai depus efort, ea nu ți este de folos sau de foarte, foarte puțin folos ți este, pentru că tu n-ai făcut efortul să o pui în practică. Și lucrul ăsta îl spun continuu, dar cu părere de rău, prea puțin, prea mic este numărul acelor care înțeleg importanța de a-și da toate silințele să pună în practică ceea ce învață. Pentru că numai atunci când omul pune în practică, numai atunci cuvântul acesta îi aduce creștere spirituală. Numai atunci cuvântul acesta îi schimbă mintea, îi schimbă gândirea, îi curăță gândirea. Iată, de exemplu, la 2 Petru, capitolul 1, versetul 2, îmi pare că spune așa: harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoaștere. Și acolo cuvântul cunoaștere este epignosis, nu gnosis. Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi spune, tot prin cunoașterea aceasta, zice, ați fugit de poftele care le aveați altădată în lume, v-ați făcut părtași firii dumnezeiești, prin aceasta primim pace, primim bucurie, primim creștere spirituală atunci când ne dăm silințele să punem cuvântul lui Dumnezeu în practică. Dacă nu-ți dai silințele acestea, atunci nu poți avea creștere. Iată, eu totdeauna când conduc studiul biblic, când predic, caut să le dau oamenilor o aplicare pe cât se poate de practică și pe cât se poate de reală pentru ei, de cât se poate de exactă, ca să meargă înainte, ca să fiu sigur că este creșterea aceasta spirituală. Ei, fă asta atunci când îți este predicat cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ai înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Caută și dă-ți toate silințele să-l pui în practică, să ai disciplina aceasta de a pune cuvântul lui Dumnezeu în practică. Dacă vei avea disciplina aceasta, atunci mintea ta la scurt timp se va curăți de gândurile acestea rele, vei depăși aceste gânduri, vei avea pacea aceea despre care Domnul nostru Iisus Hristos vorbește în Evanghelie, vei avea pacea aceea, vei avea bucurii, vei ști cum să stai îmbrăcat în toată armătura lui Dumnezeu, cum să ții piept la toate aceste săgeți, ca să nu mai poată avea diavolul o victimă ușoară în tine prin faptul că își bate joc așa din tine și la tot pas și acum îți dă și astfel de gânduri destrăbălate, îți spune în minte. Și acum, cu prelejul ăsta, vreau numai decât să vă invit pe cei care sunteți în Chișinău sau în Republica Moldova, vreau să vă invit la seminarul pe care îl voi preda acum la Biserica Buna Vestire la Chișinău. Vineri, pe data de 26 mai acum, vom începe seara la ora 6. Apoi, sâmbătă, toată ziua vom studia Evanghelia după Matei și duminică vom studia până la ora 2, până la prânz vom studia Cuvântul lui Dumnezeu. Vă aștept, vă invit ca să vedeți cum studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să-L înțelegeți Cuvântul lui Dumnezeu și numai decât vom vorbi, voi vorbi mult despre aceea, cum să-L aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu și voi căuta să vă dau exemple clare, niște sarcini clare, cum să-L puneți și după puterea dumneavoastră ca să puneți acest cuvânt în practică. Alt lucru este rugăciunea. Rugăciunea este arma pe care o avem noi de la Dumnezeu și rugăciunea trebuie numai decât să apelăm la rugăciune atunci când suntem ispitiți. Iată, asta este o ispită care vine, un atac, ai un atac din partea celui rău când îți vin gândurile acestea.
Apelează la rugăciune. Roagă-te tu, petrece timp în rugăciune, petrece timp în post și spune-le altora să se roage pentru tine. Nu este neapărat să le spui celor din casa ta sau celor care te știu, nu e neapărat să le spui gândurile rele care îți trec ție prin minte. Este suficient să le spui, mă confrunt cu niște gânduri rele care nu sunt după Evanghelie. Iată, satana încearcă să ridice niște întărituri care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Mintea mea izvodește lucruri care sunt împotriva cunoștinței lui Hristos. Rugați-vă împreună cu mine, postiți împreună cu mine, așa ca să pot birui aceste gânduri. Numai decât apelează, numai decât vino să te rogi cu biserica. Noi la biserică avem în fiecare zi de joi, la ora 6, avem ora de rugăciune. Vino să ne rugăm împreună cu biserica ca să fii biruitor. Domnul nostru Iisus Hristos, când era în grădina Ghețimani, înainte de răstignirea lui, înainte de prinderea lui, de arestarea lui, el s-a dus și s-a rugat. El era atunci într-o agonie foarte mare, o luptă spirituală extrem de mare. Și Domnul Iisus se ruga acolo în grădina Ghețimani, dar dacă îți amintești, venea și le-a cerut ucenicilor să se roage, le-a cerut ucenicilor să stea treji cu el și să se roage și el. Deci dacă Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, avea nevoie de rugăciunea altora ca să poată trece biruitor prin aceste ispite, cu atât mai mult noi avem nevoie de rugăciunea altora. Deci roagă-te singur, postește, apelează la rugăciunea altora ca să poți fi biruitor. Alt lucru pe care vreau să-l spun este să alegi prieteni creștini, să ai prieteni creștini. Iată, Apostolul Pavel a scris lui Timotei așa: tu, zice, să fii împreună cu cei care îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Este foarte important asta. Tu ești tânăr, caută astfel de tineri, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, care sunt cu inimă curată. Caută să fii cu oamenii aceștia, să te împrietenești cu ei, cei care vor să-L urmeze pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, exemplul lor, compania lor, te va inspira ca să fii și tu un om al lui Dumnezeu, să fii biruitor. Asta e foarte important, ca să nu fii singur. Că, apropo, satana profită atunci când ești singur ca să te atace. Tot așa cum leu. Leii profită când un bivol, un antilop, un animal s-a separat de o zebră, s-a separat de cereadă, atunci leii profită ca să-l atace și să-l devoreze. Ei, tot așa se întâmplă și creștinul. Când creștinul nu mai merge la biserică, nu are o părtășie, nu este într-o legătură strânsă cu sfinții, nu are o părtășie frumoasă cu sfinții, atunci numai decât satana profită, cel rău profită și vrea să-l devoreze. Deci caută așa tineri. Și invers, ferește-te de cei care sunt fățarnici, că sunt unii care au numai o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea. Ei încearcă să arate că sunt creștini, pretind că sunt creștini, unii s-au și botezat, dar ei nu sunt creștini, pentru că ei trăiesc o viață dublă, ei trăiesc în păcat, trăiesc în mizerie ascunse, și atunci când ai aflat, ferește-te de ăștia. Nu vrei, vrei să fii prieten cu cei care îl cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată, cei care chiar vor să-l slujească pe Dumnezeu. Fă-ți pe ei prieteni, nu pe ăștia care sunt fățarnici, care sunt numai cu o formă de evlavie, dar care tăgăduiesc puterea evlaviei. Și alt lucru este, dacă nu știi unde să-i găsești pe tinerii aceștia, dacă locuiești în Chișinău, te invităm la Biserica Bunăvestirea. Avem un grup de tineri extraordinari. În fiecare zi de marți, la ora 6, ei se adună, au ora lor de tineret, se întâlnesc acolo. Apoi, de asemenea, ei merg în grupele de studiu biblic, au grupe de studiu biblic și te vei împrieteni și tu cu ei, cu tinerii aceștia. Dacă nu ești din Chișinău, caută în area ta. Trebuie să fii tineri care îl cheamă pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Interesează-te de ei și mergi la ei. Vino la tabără, vom avea tabără în perioada 17-22 iulie, vom avea tabere în diferite localități din țară, vom avea tabere de limbă engleză și acolo vor veni astfel de tineri, acolo vei putea să cunoști pe astfel de tineri, vino și tu și fă cunoștință cu ei, leagă prietenii cu astfel de tineri. Vom avea școala Timotei în perioada 19-30 iulie, vom avea școala Timotei. Și la școala aceasta să vin tineri care chiar îl cheamă pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă curată, care vor să cunoască Sfintele Scripturi, vor să-și zidească caractere frumoase. Ei, asta tot este foarte bine ca să profiți de școala aceasta și să vii, să înveți la școala aceasta.
Un alt lucru care numai decât te va proteja de gândurile acestea este că mintea trebuie să-ți fie preocupată de lucruri serioase, de lucruri frumoase. Atunci când ești în lucrarea lui Dumnezeu, ești prins în lucrul lui Dumnezeu, prins în a-i ajutora pe alții, cu gândul la alții, când mintea ți este preocupată de lucruri frumoase, lucruri pentru Dumnezeu, de înaintarea Evangheliei, de misiune, atunci nu dai răgaz minții ca să pornească, să izvădească ea tot felul de prostii care poate să le izvădească. Nu faci asta. De aceea vezi bine unde ți este timpul tău, cu ce ești ocupat și implică-te în viața altora, implică-te să slujești altora, implică-te să slujești în Evanghelie și așa mintea să-ți fie preocupată de lucruri frumoase, de lucruri sfinte. Acum, hai să îți dau aplicarea. Scrie acolo în carnet. Îți dau câteva întrebări la care vreau să meditez profund. Uite, asta e aplicarea. Asta e epignosis despre care am spus acum. Și atât, dacă nu vei face lucrul ăsta, nu vei face exercițiul ăsta, tot video care îl vei asculta amu, vei închide după ce termin eu de spus ce am de spus, vei trece la un alt video, vei uita ca și cum n-a mai fost nimic și rămâi mai departe cu problemele tale și nu s-a rezolvat nimic și nu te-a ajutat nici video meu, nici vei căuta o altă carte și o altă carte și o altă nu știu ce, dar e posibil că o să-ți spună tot aceleași lucruri care le spun eu și tu nu vei putea niciodată să găsești soluția pentru că tu nu vrei să aplici. Uite, eu acum îți spun ce trebuie să faci ca să aplici, să aplici toate învățăturile astea care ți le dau eu. Gândește foarte, foarte bine, petreci timp și dă un răspuns complet la fiecare din întrebările care ți le dau eu, un răspuns în scris complet la toate întrebările astea. Poate la prima întrebare, nu e neapărat să scrii totul scris acolo, nu, acolo mai puțin. Deci prima este ce gânduri îți vin. Identifică gândurile astea, ce gânduri îți vin ție. Dar pe urmă, uite, la a doua întrebare, asta cred că nu ai de petrecut mult timp pentru că deja ele îți vin și ele te chinuiesc gândurile astea. La a doua întrebare este, care este sursa acestor gânduri? Nu te grăbi să zici nu, n-au fost alimentate din nicăieri, nu. Gândește foarte și foarte bine, care e sursa, de unde vin gândurile acestea? Pentru că s-ar putea întâmpla încă sursa să lucreze și acum, să nu fi fost numai o singură dată. S-ar putea întâmpla că din nou și din nou și din nou și din nou continuu să fie alimentate gândurile astea și tu nici măcar n-ai identificat sursa. Iată, tot așa cum un om se duce la medic și el se plânge că pe el îl dor rinichii groaznic, îl dor rinichii. Și medicul îi dă tratament de rinichi. Și el de aici se vindecă, dar de aici e mai bolnav încă. Tratamentul ia, dar el e mai bolnav încă. Dar până nu se identifică că de fapt fântâna din care bea el apă, apa de acolo, din fântâna aceea, este rea și apa aceea afectează rinichii. Ei, pentru ca să rezolvi problema, medicamentele nu-l ajută cu nimic pentru că el nu a identificat problema. Problema este apa din fântână. El trebuie să înceteze a mai bea apă din fântâna aceea, să găsească o sursă de apă curată și apoi să bea apă și așa se va trata. Ei, tot așa, tu trebuie să identifici numai decât de unde, ce alimentează gândurile astea, ce alimentează, care este sursa, de unde vin ele. Gândește bine, vei vedea că tot stând în liniște și scriind, vei descoperi, vei fi uimit să vezi că tu vei descoperi că este sursa aceea. Gândește, dă un răspuns complet la întrebarea asta, întoarce-te din nou la întrebarea asta. Tu vei identifica numai decât care este sursa. Apoi, după aceea, cu ce arme te-ai luptat până acum cu aceste gânduri? Iată, ce ai făcut? Ce concret ai întreprins tu în lupta cu aceste gânduri până acum și care a fost rezultatul? Uite bine, ce ai întreprins? Care sunt armele? Ce acțiuni concrete ai făcut tu până acum pentru a birui, a scăpa de aceste gânduri? Și vezi ce efect au dat toate aceste gânduri în viața ta. Toate aceste acțiuni pe care le-ai luat, ce efect au dat ele? Apoi, după asta, următoarea întrebare... Scrie ce nu a fost drept în abordarea acelor gânduri până acum. Iată, ce nu-i drept, nu-i bine din partea ta, nu-i corect. N-ai abordat corect, ai făcut ceva greșit. Scrie, pune acolo, pune răspunsul la întrebarea ta. Acum următoarea întrebare este cum te vei lupta de acum înainte și ce acțiuni concrete trebuie să faci. Scrie
și dă răspuns complet. Deci vreau la întrebările, ți-ar trebui măcar vreo 2-3 ore să-ți ia, minim 2-3 ore să-ți ia, să te gândești foarte bine la toate întrebările astea. Întoarce-te din nou, mai adaugă, mai scrie, gândește bine, fă o cercetare profundă din toate aspectele ca să vezi. Deci și apoi scrie cum te vei lupta de acum înainte și ce acțiuni concrete trebuie să faci în baza la tot ce ți-am spus în acest video acum, cum ți-am vorbit în acest video. Și apoi, după aceea, după ce ai făcut toată cercetarea asta și crezi că ai scris tot, ți-ai epuizat tot ce ai avut de scris, după asta scrie eu decid și scrie acolo toate deciziile pe care le ai tu. Vezi că ele să fie concrete, numai decât să fie indicat timpul, deci să fie măsurabile toate deciziile cele. Ce ai decis tu că vei face? Puneți acolo bine, fă-ți o listă cu deciziile care le-ai luat și mergi la acțiune și acționează și nu ceda. Dacă vei avea disciplină numai o zi, două, atunci nu vei fi biruitor. Trebuie să fii, este un proces lung. Ca să ai un rezultat, e un proces lung și de la tine îți cere o disciplină constantă, să ai totdeauna o disciplină ca să fii biruitor. Și cu siguranță Dumnezeu îți va da biruință și tare mult mă voi bucura dacă îmi vei scrie apoi și mie că ai biruit, că ești bine, te-ai eliberat și mergi bine și biruitor acum prin viață. Și la încheiere vreau să te rog ca să distribui acest video. Să-l distribui în rețelele tale de socializare, pentru că s-ar putea numai chiar prietenii tăi. Cei mai mulți oameni se confruntă cu astfel de gânduri, le trec prin minte gânduri de astea și atunci, dar ei nu știu soluția, nu știu cum să procedeze. Și ei nu vor veni să-ți spună ție, nu spun la nimeni. Tot bine este că ai avut îndrăzneală și mi-ai scris mie, dar uite, ei posibil nu au îndrăzneală, nu spun la nimeni. Și faptul că tu vei da un share la acest video, ei vor putea să-l asculte și ei, vor asculta și le va fi și lor util. Dacă nu ești abonat încă la canal, atunci abonează-te ca să primești înștiințare. Totdeauna să vezi, numai decât bifează și clopoțelul acela, ca totdeauna să fie anunțat primul când voi publica un video nou. Și te invit să rămâi pe canalul acesta, întrezilnic pe acest canal, vino cu Biblia, vino cu carnețelul pe acest canal și studiază canalul acesta. Învățătura care o dau pe acest canal te va ajuta să crești spiritual, să ai o umblare frumoasă cu Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu și să te realizezi la tot potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu aici pe pământ pentru împărăția cerurilor, pentru Evanghelie. Și pune și un like la acest video, că dacă îi dai un like, așa video devine mai vizibil în YouTube, îl pot vedea mai mulți oameni și poate ajunge la cei care se confruntă cu astfel de probleme. Foarte mult vreau ca învățătura aceasta să ajungă la fiecare creștin, la fiecare tânăr și să îl ajute să depășească această problemă despre care mi-ai scris și pe care cred că o vei rezolva, va fi rezolvată. Dumnezeu o va rezolva prin învățătura care ți-am dat-o și Dumnezeu să te ajute să aplici această învățătură. Pace mult!